ieri am hotărât depunerea unei inițiative la Senat, semnată de o serie de colegi parlamentari, deputați și senatori, referitoare la crearea unei autorități independente de interceptări. De ce? Pentru că am constatat că în România, și n-am constatat numai eu, a constatat Curtea Constituțională că aceste interceptări se fac cu încălcarea unor norme fundamentale referitoare la drepturile și libertățile cetățenilor și la dreptul la viață privată. Acest lucru este reliefat inclusiv în memorandumul magistraților, care a fost aprobat de un număr impresionant de structuri ale de curți și de instanțe și de procurori. Și cred că aceste întrebări sunt legitime în situația în care se găsește astăzi societatea românească. Adică o societate în care noi am crezut că ne eliberăm de spaimele și temerile trecutului din perioada comunistă, dar vedem că încet, încet practicile din trecut se reinstalează. Ascultarea pe scară largă a telefoanelor, folosirea adreselor de mail și, bineînțeles, spargerea adreselor de mail private, prin care, la fel, există un acces practic necontrolat la adresele de mail ale persoanelor private. Vrem să știm, practic, câți români au astăzi telefoanele și mail-urile sub ascultare și observație. Câți au fost până acum cei care au fost monitorizați în acest fel. Trebuie să vedem câți oameni se ocupă și pe cât îi plătim ca să facă aceste lucruri, cât ne costă, cu alte cuvinte. Toate aceste chestiuni, sigur că le adresez ministrului de justiție în primul rând și o să înțelegeți de ce, chiar dacă unele răspunsuri trebuie să provină și de la alte instituții. Pentru că ministrul justiției în orice țară este cel care este responsabil cu respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.